Nu, câțiva ani de zile am început să studiem Matei verset cu verset și acolo am ajuns acum. Dacă suntem în capitolul 13 pe final, am socotit eu că e imposibil când împlinesc 64 de ani trebuie să terminăm asta, Matei. După ce a isprăvit Iisus pildele acestea, a plecat de acolo. A venit în patria lui, Saș a început să învețe pe oamenii sinagogă, zice aici, așa că cei ce l-auzeau se mirau și ziceau: de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul tâmplar? Nu-i Maria mama lui și Iacov, Iosif, Simon și Iuda? Nu sunt ei frații lui și surorile lui? Nu sunt toate printre noi? Atunci, de unde are el toate lucrurile acestea? Deci a zis mai înainte cuvântul, înțelepciunea și minunile acelea. Și găseau astfel în el o pricină de poticnire. Dar Iisus le-a zis: nicăieri nu-i prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui. Și acum un verset îngrozitor. Și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Vă rog să reocupați locurile. N-a făcut multe lucruri acolo, nici minuni, din pricina necredinței lor. Titlul predicii din seara aceasta din Matei este Neputința lui Dumnezeu. Și n-am vrut ca să șochez cu el, ci pur și simplu să spun un adevăr despre Dumnezeul atotputernic. Există un moment în care atotputernicia lui Dumnezeu se izbește de un zid și Dumnezeu nu mai poate să facă nimic. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu poate totul și ziceți amin. Dar a ales să-și ia tot puternic. Eu așa l-am lăudat și în seara aceasta. Și am zis: Doamne, Tu ești un Dumnezeu atotputernic. Dar în această atotputernicie a Lui, El s-a obligat să-și o răstrângă, făcându-ne oameni liberi. Deci, vreau să înțelegeți că libertatea este sursa multor lucruri groaznice în universul acesta. Pentru că ce frumos era ca Dumnezeu să ne programeze să nu fim liberi, ci să le spună și îngerilor. Și atunci și Lucifer astăzi era tot în cer. Dacă nu îi scotea chipul de libertate din cap. N-aveam treabă. Dacă ne făcea și pe noi niște roboți, numai că Dumnezeu s-a gândit cum ar putea să fie iubire cu sila. Iubire programată în care să nu poți să alegi. Și așa, până la urmă, Dumnezeu a ales să ne facă liberi pe îngeri și pe noi. Și răul a venit în lume pentru că noi am ales rău. În momentul în care Dumnezeu ne face pe noi liberi, își restrânge atotputernicia. Pentru că vreau să vă spun ce a spus unul dintre mari oameni lui Dumnezeu a României, unul dintre mari sfințe României, Nicolae Steinhard, evreu, întors spre ortodoxie, o inimă curată, o inimă nobilă, o inimă sinceră și care a spus în felul acesta, într-una dintre cărțile de căpătâi a literaturii române: Dumnezeu ne-a făcut liberi și din clipa aceea am devenit puternici. Dumnezeu, zice, rămâne uimit în fața atotputerniciei noastre de a-L da la o parte. Incredibil. Haideți să înțelegeți mai bine, să traduc în dialectul din Bihor. Dumnezeu te poate mântui cu forță. Ziceți cu voce tare. Da sau nu? Nu, bun. Atunci nu e tot puternic, cum înțelegem noi tot puternicie, corect? Fără filozofie prea multă. Înseamnă că noi, în libertatea noastră, putem să-i spune lui Dumnezeu: du-te la altă ușă. S-a dus în orașul lui și a venit de acolo și n-a putut să facă minuni din pricina necredinței lor.
Vedeți, dumneavoastră, necredința e un produs al libertății. Asta am descoperit săptămâna asta. Necredința este un produs al libertății, că dacă nu eram liberi, eram programați numai să fim credincioși, mutam munții. Am dat la o parte lumina Scripturii, am dat la o parte iubirea lui Dumnezeu, iubirea lui atât de mare încântat în seara aceasta. Dar liniștit o putem trimite la altă ușă. Atât de mare cât e ea, un Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu bun, dar un Dumnezeu neputincios în fața libertății mele de a alege iadul. Du-te la altă ușă. O, groasnic lucru e necredință. Pentru că necredința până la urmă și primul lucru pe care... De ce s-a întâmplat aici? Trei lucruri pentru care Hristos n-a făcut nicio minune acolo. A plecat de la ei și a lăsat în iadul lor. În continuare. Trei lucruri. Unu, necredința. Doi, familiaritatea. Da? Trasul de șiretul cu Domnul. Și trei, mândria. Haideți să le luăm pe toate trei. Unu, necredința, să știți, întotdeauna împiedică lucrarea lui Dumnezeu. Întotdeauna. Dumnezeu, să știți, ne-a spus ce se întâmplă dacă credem. Nu? Dacă crezi, vei fi mântuit, zice Domnul. Dacă crezi, vei fi botezat cu Duhul Sfânt. Dacă crezi, vei face minuni. Dacă crezi, vei pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca. Dacă crezi, nu vei duce lipsă de nimic. Dumnezeu vine și ne spune ce se întâmplă dacă credem. Când ne rugăm, vom fi ascultați. Nu dacă credem. Dacă ne rugăm cu credință, cereți orice și veți primi, da? Dacă credem, atunci când vom evangheliza pe cineva, persoana aceea se va pocăi. Corect? Dacă credem. Dar atunci când nu credem, lumina se stinge, definitiv. Avea ocazia să creadă cei din Nazaret, n-au crezut. Dumnezeu ce le-a promis lor, le-a promis și altora din față. Ce a promis celui din Nazaret, i-a promis lui Petru. Petru a ascultat și a umblat pe apă. Cei din Nazaret au zis, pare foarte rău. Nu credem. Aici e marea noastră problemă, pentru că ne dăm seama că avem în casă, în familie noastră, prunci, soți, și ne gândim ce mare diferență între, poate între doi copii. Dar diferențele acestea, să știți că sunt date de felul în care abordează fiecare individuală realitatea. Pentru că dacă el alege ca să fie, ți-am pus în față, zice Domnul, dar observați că vine cu alternativă, alege binele. Ți-am pus în față moartea și viața, alege viața, zice Iisus Hristos. Dar eu nu mă, eu nu vreau. Mereu v-am spus că Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad, n-ar fi corect. În iad te duci singur. Dumnezeu duce oamenii în rai. Dar pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ne-a făcut liberi. Și în libertatea noastră putem alege și iadul. Cu plăcere. El nu poate să ne ducă în iad. Acolo alegi să mergi singur. Alegi tu. Eu am ales. Nu putem să-L blestemăm pe Dumnezeu, că mie mi se par oamenii care sunt acolo, care au zis, Doamne, dar noi chiar că am scos draci în numele Tău. Ăia vor fi cei mai puțini, nu cei mai mulți. Ăia chiar că-s surprinși. Ăia sunt mari înșelați. Dar cei mai mulți nu vor fi înșelați când se va deschide caseta cu numărul 1.379.524. Hai să o vezi cine ești pentru ce să mergi în iad. Ce vei spune? Nu, nu mai deschide, lasă. Nu mai deschide. Așa cum unul dintre foștii noștri conducători de biserică din biserica noastră am avut vreo 30 de ani. Eram elev tânăr acolo. Predicam într-o joi seara. Plictiseală, eram vreo 15 membri, 20 de toți acolo, nu știu. În sfârșit. La care vine el până la amvon, în timp ce o predicam, dar a venit de pe ușă. Înăuntru. Și a zis, du-te alea că am ceva de spus. El era conducătorul bisericii. Zice, eu sunt conducătorul bisericii, zice, mă pun 6 luni sub disciplină din clipa asta că bătui o babă. Și plecă de la amvon. Atât a avut de spus, zice că te-a venit continuă. Nu, bun.
Asta mi-a plăcut, atitudinea. S-o mărturisi public, o bătu baba, 6 luni sub disciplină, a calculat el, că înseamnă că nu a bătut numai de 6 luni, că o puteai bate de un an, puteai bate de 3 luni. Deci omul e tot puternic, el alege. Cei mai mulți nu se vor duce, cei mai mulți oameni nu se vor duce când vor ajunge în fața lui Dumnezeu pentru a se duce spre iad. Nu se vor duce să spună de ce. Vor ști. Nu-i nevoie să deschizi nicio carte. Nu mai deschide. Pricepeți? Și știți ce am observat? Că și înainte de moarte cam știu unde să duc. Cam așa să văd pe ochii lor și pe felul în care vorbesc. Eu nu trebuie să aibă neapărat o surpriză dincolo. Vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră aici și să vă spun că pe mine mi se pare că ceva nu e în regulă. Zice, haideți să ne uităm în versetul 5-8. Și n-a făcut multe minuni în locul acela. Din pricina, cred, n-a făcut. Adică n-a vrut el și a plecat. Dar Marcu mă dă păstă cap. Marcu zice la un moment dat în 6:5, zice, n-a putut face minuni în locul acela. N-a putut face minuni în locul acela. Asta e diferența între Marcu și, observați, da, l-avem aici, n-a putut să facă nicio minune. E diferență între n-a făcut și n-a putut să facă. Bine, haideți să vă spun, în greacă cuvântul e clar, direct, a ales să nu facă. Când zic că nu pot să facă, adică aleg să nu pot să facă, nu știu dacă îți înțeles. Aleg să nu pot să facă. Adică mi-au geanta și plec. De ce? Haideți să vă explic. Nu putea să nu poată. Nu putea să nu poată. Vă pun întrebarea aceasta. Când a venit tatăl copilului cu copilul demonizat la el, datorită credinței tatălui a scos dracul din copil sau în ciuda necredinței tatălui a scos dracul din copil? Corect? Tata nu credea nimic. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. N-am credință, dacă poți. Și Iisus Hristos, în ciuda necredinței tatălui, l-a eliberat pe copil. Bun. Mergem mai departe. Vorbeam de dimineață în Beiuș de cele 5.000 de oameni care au fost morți de foame, în sfârșit, și le-a dat 5 pâini și 2 pești. Întrebarea a fost, pentru credința lor, datorită credinței lor, a făcut Dumnezeu minunea respectivă sau în ciuda necredinței lor? Cine mai credea că 5.000 de oameni, 15.000, cam acolo cu femei și cu bărbați, ați înțeles? Dumnezeu poate să facă minuni și fără noi. În momentul în care a liniștit furtuna, credeau cei din barcă că poate face, Doamne, scapă-ne că murim. Ăștia nu mai credeau. Iisus Hristos se ridică în picioare și zice, taci, îi spune mării, fără gură. Și s-a potolit marea. Hristos poate să facă minuni în ciuda necredinței noastre. Dar, e o problemă aici. Adică vreau să spun în această seară că Dumnezeu putea să facă, Hristos putea să facă minuni în Nazaret, dar ales să-și facă bagajele și să plece de acolo. Cred că ați înțeles acum versetul din 58, că ăsta e titlul, idee. E un eșec al lui Dumnezeu într-un fel, dar în același timp este un bagaj pe care și-l ia mână și pleacă. Bă, frate, știți care e problema Nazaretului? Uitați-vă în ochii mei. Nu era prima vizită lui acolo. Mai fusese odată. Dar era ultima. Mai țineți minte superba carte a lui Robert Stevenson, Comora din insulă. Mai țineți minte? Cine a citit-o? 2, 3, 5, 7, 9, 10, mai mulți bărbați. Pe femei, ele dacă au acasă un robot de bucătărie, îți mulțumim. Bun. Spune Robert Louis Stevenson un lucru fantastic, numai că știți, a fost un creștin deosebit. Zice așa. Biblia zice că grozav lucru este cazi în mâna Dumnezeului cel viu. Așa scrie. Grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Dar este mult mai rău să cazi din mâna Dumnezeului celui viu
zice omul ăsta și are dreptate. Greu lucru e să-i cazi în mâna Domnului cel viu. Dar cel mai greu este să cazi din mâna Dumnezeului cel viu, să zică, prietene, uite, eu m-am săturat de tine. De ani de zile mă por bine cu tine, de ani de zile te binecuvânt. Când avusăși o leacă de canceruți, îl transformai, făcui bine. Când ai avut probleme acasă, m-am implicat. Când ai rămas fără servici, ți-am dat pâine, ce Domnul, și tot am așteptat. Ți-am trimis predicatori, ai ascultat, maică ta a fost pocăită, n-ai apărut de nicăieri. Și ți-am lăsat un an, și doi, și trei, și îngerii zicea, mai leși-l, mai lași-l pe ăsta acum, și ziceam, încă un an, tată, mai lasă-l, tată, că mai punem gunoi la rădăcină, mai facem, mai săpăm, mai vedem ce facem. Te-am trecut prin COVID, cei din jurul tău au murit, tu ai rămas în picioare și tot nu te-ai pocăit, zice Domnul. Știi că m-a săturat de tine. Problema este că atunci Dumnezeu niciodată când te cercetează prima dată nu face chestia asta și nu zice ce vă spun eu. Dar Nazaretul era recidivist. Nici prima dată n-a putut să facă nici o minune acolo. Când Dumnezeu alege ca să plece și să-și facă bagajele din viața ta și îți întoarce spatele, ești terminat. Două lucruri le-ai pierdut în clipa aceasta, pocăitule, când Dumnezeu pleacă de la tine. Unu, poziția. Nu mai ești fiul de Dumnezeu. Asta e poziție. Doi, puterea. Țineți minte pe Samson. Nu știa că Dumnezeu se depărtase de la el. A pierdut două lucruri. Poziția, nu mai era judecător în Israel. Doi, puterea. Credea că va face ca de întâia dată. Și a zis, acum, încă o dată, Doamne, era pe târziu. Pierzi poziția și pierzi puterea, știți de ce? Pentru că ales să nu crezi. Și pentru ce Dumnezeu, pentru că ai ales să nu crezi și eu aleg să te las în pace. Noi, de exemplu, totdeauna predicăm că Dumnezeu mai face, mai drege. Nu, aici și-a făcut baliza și s-a dus. Pentru că eu nu-mi pot explica altfel. A venit la mine un bărbat astăzi la biserică, deosebit. Mi-a spus familie de pocăiți, cred că avea vreo 55 de ani. O leacă de cancer, zice acum, numai nu m-am pocăit, aici mi-i punga, aici fac pipi, aici le fac... Bun, zice, e vreme, așa, zic, cred că e vreme. Cred că e vreme. Cred că Dumnezeu, până la urmă, tot ne pune pe picioare și tot face cu noi sport și ne bă, doar. Adică la el acasă, pe teritoriul lui Iisus, pe terenul lui unde era gazdă, gândiți-vă că avea neamuri acolo, mă. Dar nu pe plica venise din... Nu era extraterestru. Adică el nu are nevoie de noi ca să facă minuni. Dar când nu mai face, e grav. Credeți-mă că e grav. M-am dus la mare ce la noi, în urmă cu câțiva ani de zile. Dar după aceea nu m-am mai dus în viață. Dus cu familia, manele, bombardieri, cioc de rață. Deci am văzut toată fauna, tot lanțul trofic care se poate vedea. Un prunc din Basarabia, că pe tatăl său l-am prins așa, un prunc din Basarabia avea vreo 7 ani. Mă, n-am văzut în viața mea pe cineva cu găleatul de dimineață. Ăla vedea răsăritul. Făcea niște castele de nisip incredibile. Avea imaginație cu o găletușă, cu nu știu mai ce, aducea apă, șanțuri de apărare. Nu vă pot spune ce făcea. Pe la 10 tot vineau bombardierii. Burtă, lanțuri, cu icoană Maica Domnului, tatuați, epilați, veneau bombardieri. Veneau cu rățuștele după ei. În fiecare zi, la ora 10, bombardierii trăgeau câte un șut la castelul copilului ăla. L-au prins și că e basarabian,
Tatăl să nu zice nimic. Eu am văzut în ultimul, cam înainte de a pleca eu acasă, după vreo 3, 4, 5 spargeri din ale de castel, am văzut că apare un bătrân gole. Se vedea că avea un slip pe el după vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Am știut că e de-a nostru. Tot i-a spus la copil ceva și pe aceea în prima dimineață l-am văzut pe bătrân că l-a ajutat la castel. A venit bombardierul ca și până atunci, tot pe la 10 și ceva, și a tras-o sud la castelul ăla. N-am văzut bombardier pe jos, urlând în halul ăla. Bătrânul a învățat că mult mai bine e mai solid dacă îți faci casa pe stâncă. I-a dus un bolovan zdraven, înțelegi, că el avea temelietă pe nisip. Și de-aia bombardierii puteau să ducă... Deci bucurie pe toată plaja. Știți ce a făcut Nazaretul? O tras un șut la castelul vieții lor și pe aia s-a ținut toată veșnicia de degetele rupte. Și o să vă spun ceva. Hristos nu-i stâng, nu-i nisipul stâng. Nimeni nu dă-n Domnul meu cu piciorul să nu-și o ia în freză. Ascultați. Domnul nostru nu se lasă bășocorit. Nazaretule, Nazaretule, Ierusalime, Ierusalime, uitați-vă cum își știri. Fraților dumneavoastră, veniți și mi-a spuneți că e destin cu Israelul. Eu care știu istorie, știu că înainte de a fi destin, e un chin îngrozitor, acela de a te fi lepădat și a fi trimis pe Dumnezeu tău la plimbare. Tot ce se întâmplă astăzi acolo e dovada unui popor nu neiubit de Dumnezeu, dar care primește corecția necesară. Frate, Ierusalim, Ierusalim, zice Iisus, dacă n-am venit eu și nu te-am strâns eu, cum strânge cloșca puii? Necredința, să știți. Necredința e un obstacol fantastic în lucrarea lui Dumnezeu. Nu poți face nimic dacă oamenii nu cred. Poți unge oamenii ci cu un de lemn, dacă nu cred, așa se duc înapoi, nevindecați. Nu poți face nimic dacă oamenii nu cred. Nu poți face, dar nu poți face o lucrare. Hai să facem o biserică și noi în Oradea. Trebuie ca câțiva să creadă, o nebunie să creadă că Dumnezeu poate mântui oameni și aici. Și că Dumnezeu poate găsi resursele și oamenii necesari pentru lucrarea asta. Nu crezi? Dureros este că în fruntea bisericilor sunt preoți, pastori, oameni în comitete care nu mai cred. Și când nu crezi, nu faci altceva decât să perpetui. Avem bani să plătim chirie pe luna viitoare, avem atât. Nu vom putea niciodată să facem un salt puternic în credință decât dacă crezi. Crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Cred că Dumnezeu mă poate vindeca. Crezi că Dumnezeu poate face o minune? Cred. Crezi că Dumnezeu îți poate mântui bolovanul ăla de bărbat? Cred. Cred că Dumnezeu poate face o minune cu poruncul tău? Cred. Cred. Ajută-ne credințe mele. Cred! Că dacă Dumnezeu zice că tu crezi și îi spui că n-ai credință, ajută-ne credințe mele. Mă, îl ia pe posedatul ăla de copil și scoate dracul din el și ți-l dă viu și sănătos înapoi. Dar să vadă o fărâmă, cât un grăunte de muștar în necredința ta. Spune lucrul acesta. Doi. A doua mare problemă este înaintea lucrării lui Dumnezeu, este familiaritatea. Vă rog să fiți atenți. Ce-i cu familiaritatea asta? De ce nu se poate lucra în momentul în care avem boala asta între noi? De unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu-i Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Și surorile astea nu sunt surorile lui? Atunci de unde are el puterea asta? Iisus vine și zice, greu e să fii proroc la tine în casă, că nici în casa lui nu credeau în el. Greu e să fii proroc în satul tău, în Nazaret. Greu e să fii proroc acolo unde oamenii te cunosc. Știți ce e familiaritatea asta? Eu vedeam, de exemplu, că indiferent cât de bun predicator eram eu, lămbeiuș,
în 1993. Mă, mai drag le era, eu puteam spune extraordinar de lucruri frumoase, dar eram de-a lor. Dar dacă venea un frate de departe, de la Oradea, mă, nu contează câte prostii putea debita, dar era de la Oradea. Mi-aduc aminte că altfel îngropa morți când trimitea de la filială pe fratele Matei, pe Stroie, ce care mai știu. Mă, o venit cineva de la comitetul filiale la îngropăciune, parcă și mort era mai vesel. Adică vedea un zâmbet pe față, o împlinire post-mortem. O venit cineva. Noi ceilalți ăștia din casă, dar ne știe toată lumea acum, ne cunoaște și familiile, știe de exemplu că pruncul meu, știe că fata, știe că așa și pe dincolo. Mai greu, în momentul ăla, greu lucrez. Foarte greu. Foarte greu. Dar ce se întâmplă aici? Nu există durere mai mare decât să te obișnuiești cu binele. Pentru că n-au mai văzut în Hristos decât fiul dulgherului din Nazaret. Atât. Nu mai era Mesia pentru ei. Lasă-l, știu eu pe tatăl. Știu eu și pe mamă. Știu și cum a venit pe lume. Noi nu suntem fii născuți din curvie ca tine. Deci, ia, mai bine taci din gură. Îl judecau prin prisma familiei, prin prisma cunoașterii, mai ales că Nazaretul n-avea mai mult de 400 de oameni în cătun. Toată lumea se cunoștea cu toată lumea. Adică trasul de șireturi împiedică uimirea. Asta 100%. Nu mai poți vedea din celălalt. Un fel de hai că ne cunoaștem acum. Deci hai că ne cunoaștem. Exact ca după 25 de ani de căsătorie. Deja nicio uimire. Ne știm noi. Adică dintr-o dată când vrei ca bărbat, știi, să-ți cumperi ceva, cauciucuri, o undiță, deja te-o prins, zici ce vrei, că tu te duci, începi un ritual, dai târcoale cu șlapii, dar deja știi de 25 de ani ce vrei, zici. Sau ce prostie ai făcut, ai mai rău. Automat eu citit, că ne citim deja, nu mai vorbim, că ne știm așa de bine. Nu există uimire. Nu există uimire. Dar oare te poate ajuta? Ce te poate ajuta atunci? Mai ales, de exemplu, când a trebuit, de exemplu, cu Liviu, crescut în biserică, să-l iei de la școala duminicală și să-l faci păstor. Mi-era frică de asta, de uimire. Oamenii nu mai sunt uimiți. Îl cunoaștem. Știm cine e maică-sa și cine e taică-său. De exemplu, mult mai rapid a fost integrat Dani Drume, pentru că venea de undeva, făcea parte, vine de departe. Păi ăla nu-l știm. Cred că înțelege și zic acum. E cel mai greu lucru ca să faci ceva în arealul tău din cauza familiarității. Toată lumea te știe. N-are rost să zici, știu lucrul acesta, ne cunoaștem foarte bine. Am făcut biserica în sat, în Pândășești, în anul 2000, în satul meu. Nu era biserică în sat la noi. Erau 10 pocăiți pentecostali care făceau naveta la Țigănești de Beiuș. Atât. 4 familii și 2 femei singure. Mama și cu sora Mărioara Găbule. Atât. Și ăștia 10 mergeau la Țigănești. Și am zis, hai să fac biserică acolo. Automat, toți, niciun proroc. Veneau versetul. Mai ales că eram 40 de case. Nu 400 cât erau, 400 de oameni cât erau în altă. 40 de case. Le-am făcut biserică cu turlă, cu cruce, cu mai nu știu mai ce. Și atunci am citit versetul acesta și zice că Iisus Hristos a făcut minuni acolo ca să poată fi respins și ei au fost mirați, nu pentru că era fiul dulgherului din Nazaret, ci cum fiul dulgherului din Nazaret face minuni în locul acela. Și am spus, Doamne, ăștia mă cunosc bine. Păi gândiți-vă, mă, să faci evangelizare cu ei pe care te-ai bătut cu ei, veni la discotecă. Să le spui, Doamne, Iisus vă iubește. Deci nu era vorba de bărturie proastă, nu aveam, dar cafteli, dar fetele din sat, te duci la ele, bun, ce? Am zis, Doamne, acum numai Tu mai poți face ceva. Eu am făcut biserica, e nouă, nouță, vin păstora Cică, el cultul pentecostal îmi dăduse și un șut direct la Pântășești,
și mi-a zis, lase ca pe Ioan în Patmos. Deci aveam ocazia. Plecam, aveam 200 de membri la Beiuș, 250. Mama a trezit că-s membru la vreo 12, mama lider de tineret. Bine. Dar în momentul în care am ajuns acolo, în sărăcia, în nenorocirea aceea, de fapt eram vedetă. Nici nu aveau curaj să se atingă de mine. De ce? Ce-a făcut Dumnezeu înainte cu 2 luni de zile? M-am dus să botez un bătrân în sat, care era paralizat de 7 ani sau de 12, nu-ți minte. Oricum, peste 7 ani. La pat, paralizat. Nu bea numai păpai. Și-o ceru ca să-l botez eu cu apă. Și-am luat cana cu apă și-am turnat-o pe Mironia Chiti din Pântășești. Cantor la Biserica Ortodoxă, 50 de ani. Au venit pe jos din Siberia. Pe jos din Siberia. Au fost prizonier în Siberia și au venit desculți în ciorap din Siberia. Om sfânt. Deci nici la găini nu se răstea, că e păcat. Și-a venit să-l botez că a apărut Hristos în vis într-o noapte. Și-a zis, Mironia, du-te la pruncul ăla, termite nepotul la pruncul din capătul satului să vină să te boteze. Tu le ai pe toate, mai trebuie să te botezi în apă. 80 și ceva de ani. De 7 ani paralizat, bea numai lapte. Atât. M-am dus cu cana, 1, 2, 3. Deja Dumnezeu știa că meșterii noștri ajunsese la Rigips. Și era timpul minunii. Și când l-am botezat din apa din cană, jumate de oră mai târziu era în picioare, în caz. Și când s-a dus vestea în sat că un paralizat de atâția ani de zile, s-a ridicat în picioare și a mâncat o supă de tăiței. A fost un joc în Pântășești. Într-un an jumate cât am stat acolo, într-un an jumate, la un sat cu 40 de case, am făcut 7 botezuri, am avut 100 de membri. Am plecat pe banii bisericii din Pântășești, în Africa, în Benin. Am pus bazele unei școli biblice acolo. Într-un an și jumătate s-au întâmplat niște minuni incredibile. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu voia să omoare familiaritatea. Era fiul satului. Nimeni nu s-ar fi pocăit. Și atunci Dumnezeu te ajută cu o minune. Nu dispera când trebuie să fii în mijlocul unor oameni care te cunosc. Că Dumnezeu poate să facă o minune tocmai ca să se dea în spate. Că dacă nu se trag șiretul, știm noi cine ești tu. Nu mai știți. Între timp Dumnezeu e în viața mea și face minuni cu mine. Prin mine. Pricepeți? Pricepeți? O să vă mai spun ceva. Prin dumneavoastră Dumnezeu vrea să vă mântuiască soții, soțiile și copiii. Că nu este proroc mai bun decât tata. Tata! Bă, noi nu mai avem putere, ascultați-mă. Voi aveți cea mai mare putere asupra copiilor voștri, asupra nepoților voștri. Voi. Dar rugați-vă ca Dumnezeu să însoțească cu minuni mărturia voastră. Deci, doi, nu știm noi cine este, fiul dulgherul, dar au zis Iisus, atât știți despre mine. Îmi pare foarte rău, prieteni. Pentru voi am rămas fiul dulgherului. Am făcut minuni, nu le-ați băgat în seamă. Îmi iau geanta și am plecat. Observați, necredință, familiaritate și cu asta și închei mândrie. Mândrie! Încă o dată, versetul 57, spune cuvântul Dumnezeu. 57. Și găseau astfel în el o pricină de potignire. Pricină de potignire. Pă, noi mă vine să ne spună. El vine să ne spună nouă. Se considerau mai buni, mai vechi acolo. De unde vii tu? Păi ești fiul dulgherului Nazaret. Tâmplar, nu? Bă, tu știi cine e ăsta din sat. Adică tu vii la popa nos, mă, să-i spui Evanghelia. Mă, tu divin nouă. Bă, câți ani ai? 32. Stai, mă, jos. Uite-te ce 80 de ani. 80 de ani de prostie. Ne poți să fii înțepenit. Mândrie din aia găunosă. Mândrie găunosă. Mi-aduc aminte, ne povestea Lazar Gog, făcea cu noi școală în București. Vă dați seama că nu a venit după Revoluție, păstor în America, cunoscut, cu casetele alea albe. Mai țineți-le minte, casete albe. El a fost primul care a avut cuvântul lui Dumnezeu pe casete și noi le ascultam și apoi îi predicam predicele. Vă dați seama. O mers într-o biserică. Dar deja bacă avea cravată.
Când o s-o da jos în biserică, când mergeam prin Bucovina, l-așteptau frață în față. Armata aia de ciocli, care stau de obicei pe primul rând câteodată și stau în țepeniță acolo și... Dirijorii. Nu dirijează așa, e numai așa. Bun. L-așteptau afară să nu tulbure biserica. Frate Lazar. Am auzit că dumneavoastră, nu, profesor, a făcut ITP, cu seminarul. Și zice, noi vrem ca să vă spunem un lucru. În biserica noastră, ce nu se predică cu cravată. Trebuie să vă dați jos cravata de la gât ca să puteți să predicați. La care Lazar Gog zice așa, n-am să mi-o dau. Zice, pentru că vă iubesc prea mult. Argumentul ăsta nu l-au putut gândi a iubirii. O auzi multe, nu că așa e în biserică la mine, nu că nu e o problemă, nu i-a întrebat nici de ce, că spunea, cravata arată spre iad. Din vârful cravatei, bun, era o întreagă poveste cu cravata. Zice, pentru că vă iubesc. Dacă, zice, mi-o dau jos acum, eu știu ce o să faceți, voi zice. O să anuntați pe la celelalte biserici. Bă, noi, mă, noi și lui Gog i-am dat cravata, mă, de la gât, mă. Și o să vă mândriți, zice frate Lazar. Și dacă vă mândriți, mândria merge înainte căderii, zice, și după căzând veți merge în iad. Și eu, zice, vreau ca voi să rămâneți pe calea Domnului, smeriți, și zice, cravata nu o dau când vă iubesc. Și nu vreau să ajungeți în iad. Nu au avut ce să facă dacă o veni cu un asemenea argument. Dar mândria, mă, mândria, adică, știți ce mândrie a avut Nazaretul? Asta nu e niciodată dintr-o predică unui american. După ce a plecat Iisus de acolo, Nazaretul a avut mândria aceasta în ei. Bă, noi de două ori l-am dat afară pe Hristos de la noi de sat. De două ori a venit la noi și de două ori l-am dat afară. Și s-au mândrit cu asta. Și a mers în iad. Sfârșitul poveștii. Mândria evreilor de până acum i-a făcut. Țineți minte ce v-am spus miercuri? De ce se întâmplă toate necazurile astea? Au crezut că pe ei, în urmă cu 10 zile, nu-i atacă nimeni. Că sunt prea tari. Unii se bizuie pe carele lor, pe caielor, dar noi, au zis israeliți, ne bizuim pe numele Domnului. Dar asta au fost în urmă cu 100 de ani aproape, sau 1948, când erau zero. Atunci se rugau. Acum nu se mai roagă. Acum au prieteni pe Biden. Nu? Cred că ați înțeles de ce se întâmplă în Israel lucrurile astea. Pentru că-s mândri. Spurcat de mândri. Noi. Știți de ce a murit biserica ortodoxă în România? E moartă, dar nu îngropată. Pentru că s-au mândrit noștri de 2000 de ani aici. Știți de ce a murit biserica pentecostală? A murit demn, ca ei de pe Titanic, în timp ce... Și cântau etrii, cântau niște tipi, până la sfârșit, a murit demnă. Pentru că nu au avut puterea... Bă, numai noi botezați cu Duhul Sfânt. Aia la alții zero. Nu le veneau să creadă când m-am dus după manualul de patrologie, volumul 3, la unul dintre călugări de la mănăstire, de acolo, de la noi. Călugărul stătea aici lângă mine și vine una și zice, frăție ta, stai, o să vină femeia asta și apoi ne rugăm. Eu nu știam ce treabă are femeia aceea. Și eu tânăr, știam că mântuirea numai la noi la pentecostali. A venit o femeie tânără. Și eu zis, când el era aproape orb, că tot așa pe ei s-a dus după mine, ca să aciță-ne mâna la mine pe umăr, ca să meargă să iei din bibliotecă carte. Mi-a trebuit mie la școală. Era patrologia lui Coman. Cine oare aveți grijă, sunt 3 volume. Bun. Nu uita asta niciodată, că m-a fost un șoc pentru mine. Apare femeia aceea și la care zice, fiica satane, ce ești? Zice, nu mă minți pe mine, zice. Nu mă minți pe mine, minți Duhul Sfânt. Tu, zice, tu ai curvit și în urmă cu 3 ceasuri, zice. Și ai venit să mă minți pe mine.
Dar nu pe mine mă minți, ai venit să spui că ești bine, nu ești bine. Ai venit să spui numai jumate în adevăr. Fii ca diavolul ce ești. Zice, trebuie să stai aici până gât cu el. Să mă rog pentru mântuirea sufletului tău. Ai o căzut jos. Fața mănăstirii, pe o bancă, zbang. Și el după mine, nu mi-a dat patrologia, am plecat de acolo. Hai să ne rugăm, zice, că nu mă pot ruga lângă ea. Fii atent cu mine, hai să ne rugăm, că nu mai pot să mă rog lângă ea. Și a început să se roage și să ruga în alte limbi. Și a zis că tu mie să mă duc. Și zic să vă mai aduc cartea. Când să vă mai aduc? Și că tămini eu nu mai am mult. Las-o, că nu au pus-o termin de citit până când eu trebuie să plec la Domnul. Așa a pus. Știți cum a făcut mândria mea de pentecostal? Așa a fost călcat în picioare. Eu nu vă spun lucruri mari. Eu vreau să vă spun că mândria distruge orice lucrare de Dumnezeu. Nu ne cunoaștem centimetri care avem. Mă, atâta putem oferi noi biserica aceasta. Atâta putem oferi noi ca oameni. Pentru că celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Se pare că un lucru normal. Ceea ce suntem prin el. Când vom avea bisericile noastre mari, când vom face compromisuri cu politicul și ne vor da ei bani, când ne vom baza pe puterea noastră și influența noastră, ea a murit. Uitați-vă la Israel. Așa rușine, numai Dumnezeu a îngăduit-o peste ei. Ca să arate ce înseamnă să nu. Am avut dreptate în seara asta. Ce distruge lucrarea lui Dumnezeu dintr-o biserică, dintr-o familie, dintr-o trei lucruri? Necredința, familiaritatea, ne tragem de șiretru cu Dumnezeu unii cu alții, cauza cu chivotul casă la el. Cauza cu chivotul. Pus mâna pe el în casă, ai pus mâna odată pe el, pentru că tot s-o frecat de el. Nu, oh, ce Dumnezeu, și tot s-o rupt Dumnezeu. Când îndelunga lui răbdare față de noi ne îndeamnă la pocăință, că s-ar putea ca să bați cuie în chivotul ăla de mai multe ori, să agăți haina în el. Dar asta nu înseamnă că lui Dumnezeu îi place. Să nu-ți vină alte idei de cuier. Într-o zi Dumnezeu tot ce termină. Necredință, familiaritate și mândrie. Să ne ferească Dumnezeu de toate astea. Ne ridicăm în picioare și mulțumim Dumnezeu pentru seara asta, poate că e ultima. Mâine avem câteva surori și frați care trebuie să se ducă la doctor. Am un cuvânt din partea Duhului Sfânt pentru voi. Să nu vă fie frică. Sunt cu voi acolo și la operație, sunt cu voi și la analize. Din toți cei care trebuie să vă duceți din biserica asta, ce Domnul, n-am să las pe nimeni săptămâna aceasta ca să treacă prin boala de care se teme. Am să vă fiu medic înainte ca doctorii să pronunță. Aleluia! 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 O familie, Domnul nu mi-a arată o familie, o soție, care sunt aici la noi la biserică, dar nu sunt membre bisericii noastre, vor trece săptămâna asta pentru o încercare, pentru un cuptor. Vreau să vă spun vouă care ne sunteți oaspeți, sunteți o soție. Când va izbucni cuptorul săptămâna asta pentru voi, cuvântul de apărare pe care trebuie să-l aveți în fața problemelor, este ce v-a spus Domnul seara asta. Să nu vă temeți. Să nu vă temeți. Am îngăduit focul, n-am îngăduit mai mult decât puteați duce. Am fost cu ochii pe termometru, zice Domnul, și voi fi cu mâna pe termostat. Nimic nu vi se va putea întâmpla rău. Doar să vă pocăiți, zice Domnul. E pentru pocăința voastră asta.
Haideți să-i mulțumim, Domnule, pentru seara asta. A fost extraordinar. Haideți să-i mulțumim.